În timp ce vom continua să lăudăm pe Domnul prin cântare, rugăm copiii să ocupe locul la cor. Aș vrea să cântăm două cântări, una după alta, cântarea 20, și apoi să continuăm în închinare și cu cântarea de la numărul 24. Rog să fie pregătite, să curgă frumos. Aleluia, Rege al Regilor, aleluia, miele prea sfânt, aleluia, Domn al Domnilor, Tu el cel ce-a spus, eu sunt. Tu conduci întregul univers, toate ascultă din cer veghezi al lumii mers, Tu ești cel ce-a spus, eu sunt. Aleluia, scump mântuitor, aleluia, Rege sfânt, aleluia, mare salvator, Tu ești cel ce-a spus, eu sunt. El e înălțat, împăratul divin e înălțat, îl voi lăuda. El e înălțat, împăratul divin, veșnic îl voi lăuda. El este Domn, da, El adevărul e. Împăratul divin e înălțat. El e înălțat, împăratul divin e înălțat. Îl voi lăuda. El e înălțat, împăratul divin, veșnic îl voi lăuda. El este El adevărul e, cer și pământ presaltă înaintea Lui. El e înălțat, împăratul divin e înălțat. El e înălțat, împăratul divin e înălțat. Numai Tu, Împăratul Divin, meriți să fii înălțat, meriți să fii glorificat, meriți să locuiești în mijlocul laudelor poporului Tău, pentru că numai Tu ești singurul Dumnezeu adevărat, numai Tu ești Creatorul, numai Tu ești Susținătorul tuturor lucrurilor și a fiecăruia dintre noi. Nu doar pământul și cerul tresaltă înaintea Ta, ci și inimile noastre tresaltă de bucurie. În ziua aceasta, o zi specială, o zi de închinare, o zi pusă deoparte pentru ca să te aducem laudă și închinare, mulțumim pentru privilegiul laudei și închinării, mulțumim pentru Duhul de laudă și închinare pe care l-ai dăruit poporului Tău, mulțumim pentru atingerea Duhului Tău cel Sfânt pe care am simțit-o cu toții și mulțumim pentru ceea ce vrei și în continuare, în ceasul care ne stă înainte, să dăruiești poporului Tău. Mulțumim pentru această zi specială, pentru sărbătoare din această dimineață, pentru mamele noastre, acelea pe care Tu le-ai folosit ca să ne dăruiască viață, acelea care au stat la căpătâiul nostru și ne-au slujit atunci când am fost mici și vulnerabili, acelea care s-au rugat pentru noi, acelea care ne-au dat povețe binecuvântate. Doamne, în numele Domnului Iisus Te rugăm să binecuvintezi toate mamele noastre, toate mamele copiilor de la Emanuel.
Te rugăm să le dăruiești sănătate. Te rugăm să le dăruiești înțelepciunea ta. Te rugăm să le dăruiești răbdare. Te rugăm să le dăruiești har și putere să-și ducă fiecare zi a vieții lor sub binecuvântarea ta. Te rugăm să le asculți rugăciunile și în mod special să asculți rugăciunile mamelor care se roagă pentru mântuirea copiilor lor. Dă mântuire și în ziua de astăzi. Lărgește-ți împărăția ta. Sfințească-se numele tău în multe inimi și astăzi. Și, Doamne, fii sfințit și prin slujirea copiilor din această dimineață. Binecuvintează-i, întărește-le slujirea și fă ca inimile noastre să fie copleșite de binecuvântările tale și acum și în veci. Amin. Haideți să ocupăm locurile și să continuăm să lăudăm pe Domnul prin cântare, un verset sau două dintr-o cântare. 172 în mult cântării. Nu pot, Doamne, să înțeleg. E mult prea mare dragostea, ai suferit în locul meu la Golgota, pe o cruce grea. Strofele 1 și 3. Nu pot, o Doamne, să înțeleg. E mult prea mare dragostea, ai suferit în locul meu la Golgota, pe o cruce grea. Cum să înțeleg eu? Fericit trăiesc în harul tău mai îmbrăcat. Cum să înțeleg iubirea ta, ai șters la cruce vina mea. Tu cel prea sfânt și Dumnezeu, te-ai dat la moarte în locul meu. Tu cel prea sfânt și Dumnezeu, te-ai dat la moarte în locul meu. Este afirmația extraordinară pe care această cântare o face despre iubirea, despre dragostea lui Dumnezeu, prin care suntem și astăzi, în locul acesta, într-o zi de bucurie și sărbătoare la închinare în prezența lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, nu l-a cruțat pe însuși Fiul Său, ci l-a dat pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile, toate binecuvântările lui Dumnezeu, cele materiale, cele naturale și cele spirituale sunt legate de Hristos, inclusiv binecuvântarea de a avea o mamă. Amin. Ziua de astăzi este o zi specială. De fapt, dimineața aceasta este specială pentru faptul că în această dimineață dorim să exprimăm noi cei care avem mame în modul în care Dumnezeu ne va întări să facem locul acesta, aprecierea pentru mamele noastre. Este sărbătoarea mamei, o sărbătoare care în calendarul nostru vine puțin mai târziu decât de obicei. La americani a trecut și ziua tatălui. Așa e. Dar mai bine mai târziu decât niciodată. Am vrea ca în această zi mamele și surorile din adunare să fie mângâiate de recunoștința pe care copiii bisericii și noi, cei care
avem mame, vrem să le acordăm. Să binecuvinteze Domnul toate mamele de la Emanuel. Amin. Să binecuvinteze Domnul toate mamele membrilor de la Emanuel. Amin. Să le dăruiască sănătate, să le dăruiască har din partea Lui, să le dăruiască putere, răbdare și tot ceea ce au nevoie. Ne bucurăm să salutăm copiii bisericii care s-au pregătit pentru această sărbătoare. Mulțumim celor care s-au ocupat de ei, sorei Diana Chirilă și nu numai, tuturor celor care s-au străduit să facă programul și slujirea lor deosebită. Ia ascultăm mai întâi pe cei mici care stau să intre și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cea mai dragă ființă de pe pământ este mama ce mi-a dat-o Dumnezeu veșnic sfânt. Mama scumpă, mama dragă, azi e scris în calendar să se beze lumea întreagă ziua ta de sărbătoare. Câtă dragoste avea în suflet, mama, îți veghează somnul lor întregi noapte, îți sărută fruntea și îți vorbește în șapte, cu glasul ei dulce, scântă să te culce. Prunc micus nevinovat, te privește cu mult drag pe brațe, cu foc te strânge neîncetat, se roagă, suspină și plânge. Ea te crește, te îngrijește, mama sincer te iubește, te ține pe brațe, e nerăbdătoare să vină cu tine la noi în adunare. Cu lacrimi și suspine, se roagă pentru tine, aduce tatălui mulțumiri, căci ai venit pe lume. Ea e fericită, cu pruncuri ei la sân, Doamne, dă-i răbdare, lumină și îndurare. Doamne, dă ce mamă, ce nătate, ce e doie, aproape de tine, tătăi meu, ce aibă parte de haiul tău. Vreau să fiu cu minte și ascultător, să împlinesc ce îmi spune Domnul Domnilor, din cuvântul Sfântii Amatat, să-mi ascult părinții, să le fiu pe lac.
tu scumpă femeie de Domnul ales, mergi acum cu pace la tine acasă, cu pruncii și cu soțul tău, tu să stai la masă, să vă rugați cu toții că Iisus nu vă lasă. A te promit că o să-i flori lui în plen, mami s-a înscând că îi crește mar. Te dumă ascând, amin. Sunt micuț, dar mama m-a învățat să fiu bun, cu minte, copil educat, să nu fac ce rău, fiind ascultător, pe tot să iubesc pe și să-i ador. În fiecare dimineață mama îmi spune să citesc și așa fac și cu speranță toată ziua biruiesc. Mama mă povățuiește, de Domnul Iisus ascult, mereu cu drag îmi vorbește, să-L iubesc pe Iisus mult. Scumpa mamă, îți mulțumesc de vrei să mă știi salvat atât timp cât eu trăiesc. Mulțumesc de casa să fie-ai dat. Mama e acea ființă care te iubește așa cum ești, chiar de ea nimic nu are și te ajută ca să crești. Mama e ființa care la durerea chei fierbinți îmi aduce anirare și mă poartă în rugăminți. Mama, fiindcă te mai minunată, nu găspeți pe lume alta mai curată. Mama, cea ființă care ia pe brațe, ți-a purtat și la necazul tău cel mare, ia pe brațe, ți-a purtat. Mama, cea ființă care primii pași te-a învățat, și pe-a vieții grea, că rare sfaturi bune ea ți-a dat. De trăiesc mamele voastre, flori și mulțumiri le dați, nu uitați fără încetare în rugăciuni să le purtați. Mamă binecuvântată cu sfială, vin la tine să mai simt ca altă dată mângâierile senine. Elena. Am adus un buchet din grădina vieții, tot ce avem mai frumos ție-ți dăruim. Ne-ai făcut pe pământ roua dimineții, îți cântăm, mamă, te iubim. Soarele ți-a trimis raze de lumină, florile te vrăjesc cu parfum sublim. Lângă ele și noi să-ți mână mână, îți cântăm, mamă, te iubim. Să-ți sune pe
însoțească an de an spre liman, ca său har divin. Urulăm pentru a ta grijă părintească, îți cântăm, mamă, te iubim. Să vă sune peste tot cântul nostru mese, vocea noastră cristalină cântă imul bucurii. Azi cântăm fericit, mamă, te iubim. Amin, bravo, copii! Mulțumim și fie ca mamele să primească gestul copiilor în această dimineață. Am înțeles, nu-i așa ce au vrut să spună. La unii, amin, n-a fost suficient, să înțelegem. Ascultăm pe cei mari. Iubită mamă, un tainic glas în duh mă cheamă, din stratul sfânt de mântuire să-ți strâng buchet de mulțumire. Privesc acum cu nostalgie frumoasa mea copilărie și parcă îți aud povața ce mi-a umplut cu soare viața.
De atunci Iisus cel bun păstorul mi-e pâinea vie și izvorul și harul ce-mi dădu salvarea și sfânta binecuvântarea. În glasul tău l-aud pe Domnul și îngeri ce veghează somnul, iar sfatul bun, o, nu te teme, îmi dă curaj în orice vreme. De ziua ta, cu bucurie, Iisus îți fie apă vie, prin rugăciune devotată, cum tu m-ai învățat odată. Și dau inima mea, ce cuprinde în ea toată dragostea, suavă ca un ghiocel, obrajii de lalea, parfumul ei de trandafir, așa e mama mea. Te iubesc, măicuța mea, pentru tot ce-mi dăruiești, te iubesc, măicuța mea, așa cum ești, aș vrea să-i dau o floare, să semene cu ea, dar nicio floare în lume nu e ca mama mea. De Domnul toată viața, tu mi-ai vorbit frumos, cum să trăiesc pe cale, să fiu bun credincios. Doresc ca toată viața să ai belșug de har și multă bucurie în ceas aniversar. Să-ți venim în fața ta.
și pe mama mea. Îți mulțumim, Doamne iubit, și neîncetat te rugăm. Pe-ai noștri părinți, scump pe comori, să-i porți în brațul tău. Îți mulțumim, Doamne iubit, și neîncetat te rugăm. Să le fii lumină și călăuză în viață, durerile le alină și înlătură orice ceață, ce i-ar ține departe de harul tău ceresc, o Doamne Sfânt din ceruri, nu-i tot ce-mi doresc. Ascultă-mi rugă, Doamne, Tu pasul le îndreaptă, doar spre cărarea îngustă și treaptă după treaptă, să le mărești credința, iubirea, înțelepciunea, o Doamne Sfânt din ceruri, ascultă-mi rugăciunea. Pe pământ nu ai asemănare în toate care sunt. E unic, niciodată nu poate fi descris. Ești unică și nimeni oricât s-ar strădui nu ar putea vreodată a te înlocui. Ești unică și nimeni oricât s-ar strădui nu ar putea vreodată a te înlocui. Frumosul obicei, de asta în rugăciune și ascultarea cei. Ești unică și nimeni, oricât s-ar strădui, nu ar putea vreodată a te înlocui. Ești unică și nimeni, oricât s-ar strădui, nu ar putea vreodată a te înlocui. Plătesc vreodată, eu nu voi fi în stare. La te mai rog, primește din partea mea o floare. Ești unică și nimeni oricât s-ar strădui nu ar putea vreodată a te înlocui. Ești unică și nimeni oricât s-ar strădui nu ar putea vreodată a te înlocui. Pe ogoare snopii, de Domnul să te apropii, cu rugăciune și cântare, sub cer noros sau plin de soare. Nu te-a clintit nici suferința, sub care slobozeai căința, drapelul biruinței sfinte, mi semn de aducere aminte. Ce-s mâinile bătătorite, dar gândurile fericite, chiar lacrimi când strive sub floape, căci Domnul nostru e aproape. Îți voi păzi cu scumpătate modelul tău de bunătate și toate dorurile mele te vor păzi pe veci în ele. E ziua ta, iubită mamă, și acum, când dorul tău mă cheamă, se aduc, plângând de bucurie, buchet de flori prin poezie. Sunt multe cuvinte ce le rostesc, Doamne, mereu, dar unu-i cuvântul ce astăzi doresc
Doamne iubit, așa mult te rog să mă ajuți pe mama și tata mea. Ce mamă, cu chipul bun și blând, mă tot gândesc la tine și azi vin să-ți spun, îmi dai povețe bune, iubire tu mi-ai dat și m-ai crescut în Domnul cu sfatul minunat și fii mereu iubire și Sfântul Domn să-ți dea belșug de fericire și binecuvântarea sa. Mamă, dulce mamă, bunul Dumnezeu, facă-ți fericită viața ta mereu, anii tăi să fie binecuvântați, viața ta voioasă, ochii tăi curați. Ființa aceea te iubește așa cum ești, chiar de ea nimic nu are, te îngrijește ca să crești. Mama are glasul plin de duioșie, el toarnă în suflet dulce bucurie. De trăiesc mamele voastre, flori și mulțumiri le dați, pentru ele totdeauna rugăciuni să înălțați. Am o mamă dulce scumpă, se îngrijește pentru tot ce e al meu.
Mulțumim pentru slujire, într-adevăr îl iubim și mulțumim Domnului cel care ne-a cinstit cu mama noastră. Am reținut din cântarea voastră despre mamă, ești unică și nimeni, oricât s-ar strădui, nu va fi în stare a te înlocui. Așa-i, nu-i așa, bărbați și tați? Amin? Amin. Spuneți amin, că eu am încercat și n-am reușit. Oricât de mult am reușit, am încercat. Se potrivește, după slujirea lor deosebită, să citim câteva cuvinte de apreciere pentru mame, cuvinte care sunt cuvintele unei mame adresate fiului ei, dar pe care am vrea să le spunem celor care încă avem mame, pentru mamele noastre. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâine ale nevirii. Fiii ei și fiicele ei se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată, mama care se teme de Domnul va fi lăudată, amin? Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele s-o laude la porțile cetății, amin. Și fie ca mamele noastre să primească recunoștință nu numai în ziua mamei, ci în fiecare zi. Amin. În timpul unei cântări am vrea să exprimăm față de mamele noastre un gest de recunoștință. Așa cum stați așezate la locurile dumneavoastră, vor veni copii și tineri care vor împărți un gest de apreciere din partea noastră. Tare veche, cunoscută din copilăria noastră. Și am o carte ce iubesc, deși veche o prețuiesc, căci pruncia mea amintește tot mereu, pe genunchii mamei stam, pe cap mâna-i călăream și îmi citea din cuvântul lui Dumnezeu. O să încerc să o prind în ton. Am o carte ce-o iubesc, deși vechi o prețuiesc, căci pruncia mi-amintește tot mereu. Pe genunchii mamei stam, pe cap mâna-i caldaviam și-mi citea din cuvântul lui Dumnezeu. Sfântă carte, scumpă carte, filele țin lăcrimate le citesc. Cum merg pe calea crucii, mi-ești mai dulce zi de zi, căci tu mă conduci la locul sfânt ceresc. De Iisus ea mi-a vorbit, cum pe cruce a pătimit, și-apoi mântuire nouă El ne-a dat. Iar când lacrima-mi curgea, ea duios mă săruta și-mi spunea că și pentru mine a răbdat. Sfântă carte, scumpă carte, filele țin lăcrimate le citesc. Cum merg pe calea crucii, ești mai dulce zi de zi,
căci Tu mă conduci la locul sfânt ceresc. Zilele acelea s-au dus, dar le prețuiesc nespus, căci din Sfânta Carte eu am învățat să fiu bun, curat, cinstit, și astfel mă simt fericit, și aici în cer când voi fi înălțat. Sfântă Carte, scumpă Carte, filele-ți înlăcrimate le citesc. Cum merg pe calea crucii, ești mai dulce zi de zi, căci Tu mă conduci la locul sfânt ceresc. Dragostea Lui m-a ridicat, a Domnului de valul de păcat și m-a salvat, spune refrenul cântării 176. Să lăudăm pe Domnul cu colecta în timpul acesta. N-am vrut să impietăm momentul cu colecta în timpul în care s-au dat, dar am observat că s-au împărțit florile și din rațiuni de timp, haideți să facem lucrul acesta. Ne închinăm Domnului cu darul de bunăvoie. De păcat împărat în lume privegeam, despre jertfa lui Iisus nimic eu nu știam, dar Iisus m-a ridicat și m-a răscumpărat. El mi-a dat iertarea sa și m-a salvat. Dragostea lui m-a ridicat Domnul în viața mea. Îi predau azi inima să locuiască în ea. Jertfa și iubirea lui mereu le voi cânta. El va fi întotdeauna lauda mea. Suflete rătăcit, lasă-te condus de El și vei fi fericit. Crede în cuvântul Său, urmează-L negreșit, ca
ca să fii de plin iertat și mântuit. Dragostea lui m-a ridicat din valul de păcat și m-a salvat. Dragostea lui m-a ridicat din valul de păcat și m-a salvat. Îndrăznesc să mă fac purtătorul de cuvânt al copiilor și să mai venim înaintea mamelor cu un mulțumesc frumos mai special. În privind la felul în care mamele ne slujesc, cred că fiecare am avut un moment în care am descoperit multe lucruri pe care ele le-au făcut pentru noi și pe care noi nu le-am observat. Ei bine, cu câțiva tineri am descoperit în orașul nostru un birou care contorizează multe din lucrurile acestea de slujire a mamelor noastre pe care noi nu le-am observat și n-am știut să spunem mulțumesc. În următoarele momente am vrea să vă arătăm câteva imagini de la din acest birou. Care ce trebuie semnată. Aici? Da. Poți să pui acolo cu restul. Auzi, voi cu ce ani vă ocupați aici? Cum? Nu știi? Ce să știu? De fapt, normal că nu știi. Păi supun că asta e și scopul a ce facem noi. Scuze, dar mai pe dor. Noi aici contorizăm fiecare gest, faptă bună sau sacrificiu pe care îl fac mamele pentru familiile lor și trece neobservat. Iauzi! Doamna Maria din Tecuci, tocmai a terminat de curățat camera lui Andrei și Mihai fără ca aceștia doi să observe. Când am mai obținut informația? Acum 4 minute. Și de unde? Păi, na, știi, nu prea am voie să-ți spun. De aici, de acolo. Hopa! Doamna Elena din Ilfov. Tocmai a gătit prânzul cu numărul 100, fără ca să fie auzit vreun mulțumesc pentru masă. Doamna Elisabeta din Sălaș. Tocmai a mulț vaca în locul fiicei sale, care a uitat. Și nu în ultimul rând, doamna Clementina Tănase din Botoșan. Tocmai a terminat de curățat toată casa, fără ca soțul ei să observe. Opa! Stai așa? Avem și video! Aveți și pe video? Da, da, ia uite aici! Ceau, dragă, ce faci? Ceau, bine! Na, cum ți-a fost ziua? Destul de plină! Da? Na, ce părere ai? Despre ce? Scuze, stai că sună! Oh, ceau, meștere! Ai văzut? Nici măcar nu am observat!
Voi faceți lucruri din astea și pentru tați? Da, da. E un departament mult mai mic. Adică tații nu fac lucruri bune pentru copiilor? A, nu, 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 să nu mă înțelegi greșit. Tații fac multe lucruri bune pentru copiilor. Doar că mamele sunt cele care fac mult mai multe lucruri care trec neobservate. Și cam câți oameni fac ceea ce faci tu? Păi să vedem. Lucrăm 8 ore pe schimb, 3 schimburi, 3 suntem. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână? Cam așa ceva. Deci probabil vă loviți de multe fapte ce trec neobservate. Există mai mult de 5.000 de birouri care, în toată lumea care fac ce facem noi. Azi biletele văd că intră una într-una. Ia uite ce. Dezinfectat și barsat un genunchi julit. Primim multe din astea, unele sunt chiar amuzante. Mă întreb, oare sunt și faptele mame pe aici? Păi, cum o cheamă pe mama ta? Talgă Mihaela. Tolba Elena, Roxana, Ioana, Mihaela, ai zis, nu? Da. Da, Tolba Mihaela. Oh, și văd că mama ta are multe fapte bune la noi. Da? Da, fapte de bază. Făcut mâncare, făcut curățenie, spălat rufe, mers la cumpărături. Și văd că a și lucrat într-un timp. A lucrat o vreme. Da, da. Ia să vedem. Oh. Văd că mama ta s-a și rugat pentru tine. S-a rugat? Da, da. Și după numărul de pagini, nu s-a rugat puțin. Se pare că ți-ai lăsat o mamă bună. Da, mi-am ales. Dragi copii, să nu uităm să observăm tot ce fac mamele noastre pentru noi și să le spunem un mulțumesc. Iar, dragi mame, într-un mod special vă mulțumim pentru toate acele momente neobservate în care ați stat pe genunchi pentru noi. Toate acele momente în care v-ați rugat, probabil noi dormeam, probabil noi nici nu eram atenți, dar pentru toate acele rugăciuni pe care credem că Domnul le ascultă. Mulțumim! Și noi mulțumim și apreciem celor care au avut inițiativa să pregătească această surpriză pentru mame. Și eu care credeam că e un birou local, când colo a fost un call center național aici, din Botoșani, din toate județele. Cu siguranță există undeva un birou în care sunt monitorizate toate gesturile pe care mamele noastre le fac și într-o zi își vor primi răsplata, dar și până atunci să primească aprecierea noastră a copiilor. Câteva anunțuri foarte pe scurt. Următoarea ocazie de închinare este după masă la orele 18. Așteptăm ca și după masă Domnul să vină în mijlocul nostru cu binecuvântările sale, este slujă specială, o vreme de evangelizare. Ne rugăm ca Domnul să sfințească mărturia cuvântului care va fi adusă de fratele pastor Viorel Candreanu. L-am așteptat de mult timp, ne bucurăm că Domnul i-a deschis ușa de slujire și Domnul să-l binecuvinteze. Spuneți prietenilor, chemați și Domnul să dăruiască har în slujire. Fratele pastor Dan Maleș împreună cu o parte din corul bărbătesc slujește sau este în mijlocul fraților din Sfânt Nicolae Mare, unde în această dimineață fratele Viorel predică cuvântul. Vrem să vă anunțăm că a încetat din viață sora noastră, Maria Goian, în vârstă de 86 de ani. Mulțumim celor care ne-ați însoțit la cele două ocazii de priveghi și la înmormântare. Rugăm ca Domnul să mângâie familia îndoliată și să binecuvânteze cuvântul care a fost semănat cu aceste prilejuri. Spuneam atunci, Doamne, înlocuiește golul pe care sora îl lasă cu un alt suflet. N-am crezut că Domnul va răspunde așa de repede la această rugăciune, pentru că ieri avem bucuria să vă spunem că Domnul a adăugat bisericii noastre o soră în vârstă de 94 de ani. 94 de ani n-a mai putut să, nu poate să vină în mijlocul nostru pentru a fi a depune mărturie în apa botezului. Botezul a avut loc acasă, a fost câțiva frați și surori din biserica noastră, femeie lucidă,
deosebită din punct de vedere a relațiunii, dar și din punct de vedere spiritual. Domnul a lucrat la viața ei și ne bucurăm de lucrul acesta. Domnul să o binecuvinteze și toate zilele care au rămas să le trăiască pentru Domnul. Anunțăm faptul că astăzi se încheie lista pentru tabăra copiilor. Cei dintre dumneavoastră care încă doriți să trimiteți copiii în tabără, aveți posibilitatea să înscrieți copiii. De asemenea, pe holul bisericii este o cutie pentru cei care doriți să sponsorizați participarea în tabără a copiilor care nu își pot permite lucrul acesta. Vă încurajăm să faceți lucrul acesta și Dumnezeu să vă răsplătească. De asemenea, Dumnezeu să vă răsplătească celor care duminica viitoare veți înțelege ca prin banul vostru să susținem printr-o colectă specială de misiune lucrarea Domnului în misiunea mondială, în mod special în Serbia. Duminică este ziua de Rusalii și cu ocazia aceasta, bisericile baptiste din România sunt invitate să susțină lucrarea de misiune mondială. Haideți acum să ne ridicăm și să ascultăm citirea cuvântului și apoi predicarea prin fratele pastor Emanuel Tundra. Vă rog, deschideți Scriptura la Cartea 2 Împărați, capitolul 4, și vom citi începând cu versetul 8. Nu uităm la exemplul unei mame, al cărei nume nu-l cunoaștem. 2 Împărați, capitolul 4, de la versetul 8. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea i-a zis bărbatului ei, iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El i-a zis slujitorului său Gehazi, cheamă-o pe sunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și ea a venit înaintea lui. Și Elisei i-a zis lui Gehazi, spune-i, iată pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta? Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și el i-a zis, ce să fac pentru ea? Gehazi i-a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân. Și el i-a zis, cheamă-o. Gehazi a chemat-o și ea a venit la ușă. Elisei i-a zis, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Și a zis, nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu o amăgi pe roaba ta. Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare. Și într-o zi când se dusese pe la tatăl său la secerători, i-a zis tatălui său, capul meu, capul meu! Tatăl i-a zis slujitorului său, du-l la mama sa. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mama sa. Și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și i-a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el i-a zis, pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat. Ea i-a răspuns, fii pe pace. Apoi a pus șaua pe măgăriță și i-a zis slujitorului său, mână și pleacă să nu oprești pe drum decât când ți-o spune. Ea a plecat deci și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și i-a zis slujitorului său Gehazi, ia-o pe sunamita aceea. Acum aleargă dar înaintea ei și spune, ești bine? Bărbatul tău, copilul sunt bine? Ea i-a răspuns, bine. Și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a apropiat să o dea înapoi, dar omul lui Dumnezeu i-a zis, las-o, căci este tare amărâtă. Și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Atunci ea i-a zis, am cerut eu oare Domnului meu un fiu? N-am zis eu, nu mă amăgi? Și Elisei i-a zis lui Gehazi, încinzești mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva să nu-l întrebi de sănătate și dacă te va întreba cineva de sănătate să nu-i răspunzi, să pui toiagul meu pe fața copilului. Mama copilului i-a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi. Și el s-a sculat și a mers după ea. Gehazi le-o luase înainte și pusese toiagul pe fața copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei și i-a spus lucrul acesta și i-a zis, copilul nu s-a trezit. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul culcat în patul lui.
Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil și copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Elisei l-a chemat pe Gehazi și a zis, cheamă-o pe sunamită. Gehazi a chemat-o și a venit la Elisei care i-a zis, ia-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ și și-a luat fiul și a ieșit afară. Amin. Doamne, ne apropiem de acest cuvânt și am vrea să-l facem și rugăciunea noastră. Doamne, dă-ne înapoi toți fiii bisericii, toți fiii noștri care s-au răcit din punct de vedere spiritual, care sunt morți din punct de vedere spiritual. Doamne, răspunde rugăciunii mamelor și taților. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Direct la tine. Timpul este foarte înaintat, așa că voi înțelege dacă unii dintre dumneavoastră trebuie să ieșiți. Voi încerca și eu să fiu mai scurt, dar aș vrea să ne uităm la această mamă care s-a distins nu prin, neapărat prin frumusețea ei ca și Sara sau prin poziția la care a ajuns ca și Estera sau prin, eu știu, bogăția ei, nu, ca și împărăteasa din Seba, ci totuși paginile Sfintei Scripturi o menționează. Și ați văzut, îi acordă un spațiu destul de larg și vom vedea, mai sunt pasaje care vorbesc despre ea. Nu-i știm numele, dar s-a distins printr-o trăsătură extraordinară. Această mamă a știut cum să lupte pentru copilul ei, pentru salvarea fiului ei. Nu la întâmplare, cred că autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 11 cu versetul 35, spune următoarele cuvinte. Poți să dai următorul? Cuvinte pe care aș vrea să le facem verset de aur în dimineața aceasta. Spune, prin credință, femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Prin credință au fost mame care și-au primit înapoi niște copii care erau morți. În dimineața aceasta aș vrea exemplul acestei mame să fie o încurajare pentru toți cei care vă rugați pentru copiii și nepoții dumneavoastră. Mi-a fost tare aproape de inimă exemplul Anei, mama lui Samuel, dar la ziua mamei, cu surorile care am fost atunci, am împărtășit deja. Așa că aș vrea să ne apropiem de un alt exemplu, dar care cred subliniază același lucru. O viață de rugăciune extraordinară. Dragii mei, ori de câte ori suntem adunați aici la un loc, sau suntem în cămăruța noastră pe genunchi, noi conștientizăm că suntem într-o bătălie spirituală, suntem într-un război spiritual pentru viața copiilor noștri. Mass media, influențele de la școală, din contextul în care ne aflăm, din lumea aceasta atât de secularizată, îi încearcă să-i tragă departe de Dumnezeu. De aceea înțelegem cât de important este, cât de importantă este pentru noi chemarea aceasta de a ne ruga și de a înălța mâini curate pentru copiii noștri. Doamne, dă-ne credința că și astăzi poți să asculți această rugăciune și să ne dai înapoi copiii care au murit spiritual. Te rugăm să lucrezi nu pentru meritele noastre, pentru că am avea noi vreun merit, ci pe baza meritelor Domnului Iisus. Observăm la această mamă 3 aspecte. Atitudinea ei de mulțumire, rugăciunea ei cu credință și mărturia ei mai apoi. Dacă ne întoarcem la text, suntem în perioada lui Elisei și știți că Elisei l-a urmat pe Ilie. Momentul în care Ilie s-a înălțat la cer, Elisei a cerut din partea lui Dumnezeu o dublă putere din Duhul lui Ilie. Și dacă Ilie a făcut minuni, Elisei a făcut și mai multe minuni. Și casa acestei femei se afla undeva la mijlocul distanței dintre locuința, localitatea unde locuia Elisei și muntele Carmel, unde deseori se aduna și aduna poporul la jertfe. Elisei trebuia să parcurgă această distanță care nu era scurtă și trebuia să poposească la un moment dat undeva.
Și Dumnezeu pune această femeie, dovedește un extraordinar discernământ spiritual. Și Dumnezeu îi pune pe inima ei să creeze un loc de adăpost, unde omul lui Dumnezeu, în această călătorie, să se poată odihni, să-și poată trage sufletul și să servească o masă. Dar nu uităm ce vreme a fost aceea. Dacă întoarceți o pagină, cel puțin în Biblia mea, la capitolul 2, versetul 23, descoperim că contextul în care Elisei a slujit pe Domnul a fost unul tare, tare dificil. Dacă întoarceți câteva pagini înainte, veți descoperi că nici împăratul nu credea în el, mulți oameni îl batjocoreau și chiar copii și tineri erau împotriva lui. De acolo, spune Elisei, s-a suit la Betel. Și pe când mergea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei ziceau, suie-te, pleșuvule, suie-te, pleșuvule. El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfârșiat 42 din acești copii. Dragi copii, înțelegeți cât de serios era Dumnezeu cu respectul față de oamenii lui Dumnezeu și cred și față de părinți? Dar acesta era contextul în care Elisei slujea. Batjocorit fiind, și dacă întoarceți paginile Scripturii, a trecut prin multe acest om. Oare cine i-o fi învățat pe cei copii să se poarte așa? De aceea spun că această femeie se distinge, pentru că în același pasaj descoperim că ea gândește cu totul altfel și e gata să slujească omului lui Dumnezeu. Chiar dacă inițiativa nu-i aparține bărbatului ei, ea îndrăznește să ridice problema aceasta în familia lor și în înțelegere cu soțul ei, hotărăște să construiască această cameră de oaspeți. Și aici aș face o prima aplicație, dragii mei. Ce relații frumoase s-au creat între familii din biserica noastră atunci când am fost gata să ne deschidem casa. Generozitatea nu ține de cât ai. Am auzit pe mulți care spuneau, da, ei îi dă mâna, e bogată, dar eu nu am în garsoniera mea, în chiria în care stau, în cum să fiu eu gata să-mi deschid casa, să am părtășie cu alții, să învață ce în casa mea, să... Dragii mei, atunci când ne deschidem casa, nu vă imaginați ce bucurii și ce părtășie și ce legătură frățească se poate crea. Elisei, când a descoperit felul în care această femeie a vrut să-l slujească, a fost realmente copleșit. Și în versetul 13 spune, pentru noi ți-ai făcut tu toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Și dintr-o dată, dacă aș fost în locul ei, aș fi spus, wow, a sosit momentul răsplătirii. Uite, Elisei a observat, inima i-a fost atinsă, ce putem face pentru tine? Și înțelegem că dacă omul lui Dumnezeu a spus, ce putem face pentru tine, era acolo oferta lui Dumnezeu. Putea să ceară poate orice și Dumnezeu cred că i-ar fi dat. Dar este uimitor răspunsul acestei femei. Ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Cu alte cuvinte, omule al lui Dumnezeu, eu sunt mulțumită cu starea în care m-a lăsat Domnul. Eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu, nu am nemulțumiri, nu vreau să cer nimic, eu realmente am făcut lucrul acesta de dragul lui Dumnezeu și de dragul de a sluji pe un om al lui Dumnezeu. Eu sunt mulțumită în starea în care m-a lăsat Domnul. Să înțelegi că dacă Dumnezeu ți-a dat un lucru sau nu ți-a dat un lucru, e decizia Lui. Și noi suntem chemați la mulțumire. E mare lucru, frații mei. Sunamita s-a distins prin atitudinea ei de mulțumire. Cred că mulțumirea este un mare, mare test. Și aduce, poate să aducă mare binecuvântare în familiile noastre. Sau mari tensiuni. Dacă ne uităm mai departe în text, descoperim că această femeie avea suficiente motive să nu fie chiar mulțumită. În primul rând, Gehazi observă, nu avea copii. Și știți că în vremea aceea, mult mai grea decât văduvia era să nu poți să ai copii. Femeia aceasta ar fi putut spune, sunt mulțumită, eu știu, soțul, avem casă, avem unde sta, avem de aleguri, dar n-am copii. Asta este povara ce o duc. Nu!
Este uimitor că ea, în loc să se certe cu Dumnezeu, Doamne, de ce mi-ai închis pântecele? Doamne, este femeia care spune, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul, eu sunt lutul. Eu sunt mulțumită cu starea în care m-ai lăsat. Și vreau să locuiesc mai departe, liniștită, în mijlocul poporului meu. Fără să mă cert, fără să critic, fără nemulțumire, fără să mă uit peste gard la ce au alte femei, ce în curtea lor, ce le-a dat lor Dumnezeu și mie nu mi-a dat. Nu, eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu și vreau să fiu mulțumită cu ce mi-a dat El. Al doilea posibil motiv de nemulțumire pentru ea, cred că ar fi fost soțul ei. Soțul ei n-a dat semne să fie unul prea spiritual, care să fie preot în familia lui. N-are nicio inițiativă spirituală. Ba mai mult, singurele lui cuvinte când e caz dramatic și grav, copilul stă să moară, care a fost răspunsul ei? Du-l la mama sa. Eu sunt la secerat, eu n-am timp acum să mă ocup, eu... Și se duce la mama lui, copilul moare și mama lui vrea să facă ceva și tatăl spune, da, ce te grăbești acum, ce te duci la omul lui Dumnezeu? Nu-i nici sabat, nici n-are rost. Și vedem acolo un om care n-are nicio preocupare spirituală. Și din păcate, cred că aici observăm atitudinea multor bărbați. Dacă copilul o ia razna, dacă copilul, eu știu, sunt probleme, răspunsul lor este, du-l la mama sa, să se ocupe mama sa. Dragi frați, să ne trezim din orice amorțeală și să ne luăm responsabilitățile de tați. Femeia aceasta ar fi putut să se plângă. De aceea spun că este uimitoare atitudinea ei de mulțumire. Eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Sunt mulțumită. Proverbele spun, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Dragii noștri, puteți sta astăzi înaintea Domnului și să spuneți cu toată inima, Doamne, îți mulțumesc pentru starea în care m-ai așezat. Mulțumesc pentru soțul meu, mulțumesc pentru copiii mei, mulțumesc pentru socrii mei, mulțumesc pentru casa ce mi-ai dat-o sau nu mi-ai dat-o, mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat și tot ce mi-ai luat. 1 Timotei spune că orice este bun dacă se ia cu mulțumire. Frații noștri, dragi mame, să luăm cu mulțumire căsniciile noastre, să luăm cu mulțumire partenerii de viață pe care ne-a dat Domnul, să luăm cu mulțumire copiii pe care ne-a dat Domnul, să luăm cu mulțumire starea în care ne-a așezat Domnul. Dar de asemenea, Sunamita s-a distins prin rugăciunea ei cu credință. Dacă trecem repede peste istorie, observați că Dumnezeu face această minune, îi dă un copilaș, anii trec repede, copilul ajunge undeva în adolescență, se duce, probabil să ducă ceva de mâncare la tatălui, care era la munca câmpului, ceva s-a întâmplat, soare puternic și observați, dragii mei, cât de brusc se poate schimba viața. Astăzi totul merge bine și ești mulțumit și mâine lovește încercarea. Cât de des observ asta în viața bisericii? Mă întâlnesc cu cineva, ne întâlnim duminică, ne zâmbim, totul este extraordinar. Se două zile mă sună. Trebuie să intre în operație de urgență, suspect de cancer. Cât de rapid se poate schimba viața? Astăzi este copilul bine, mâine dintr-o dată încercare. Lucrurile în viață se pot schimba foarte rapid. Și observați durerea acestei mame. Copilul acesta n-a fost cerut, ea nu s-a certat cu Dumnezeu, a acceptat ce i-a dat Dumnezeu. Acest copil a fost darul lui Dumnezeu. Și ea a fost extraordinar de generoasă, ea n-a așteptat nimic în schimb. A fost cu o inimă atât de bună față de Dumnezeu și față de oamenii lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu să o lovească chiar acolo unde doare atât de tare. Această femeie se distinge din nou în mijlocul încercării. Pentru că pe măsură ce vedea cum îi se răcește copilul în brațe, femeia aceasta ne arată ce înseamnă să te lupți în rugăciune pentru copilul tău. Cred că mai tragic decât să moară fizic un copilaș
este să-l privești cum crește, e bine fizic, dar se răcește din punct de vedere spiritual. Și aici, dragii mei, suntem chemați să luptăm în rugăciune cu credință. Fiecare cred că avem părți din suflet care poate ne dor dacă cineva ne atinge acolo, ne apasă, dar probabil avem și părți unde ne-am mai bătătorit și tot loviți fiind în am obișnuit să ducem acele încercări, dar cred că fiecare avem totuși sensibil în continuare punctul acesta nevralgic al copiilor noștri. Când cu copilul se întâmplă ceva, acolo doare cel mai tare. În viață doar de două ori și doar pentru câteva minute mi-am pierdut copiii. Odată în mall, într-o sâmbătă seara și a doua zi dimineața s-a anunțat prin stație, a doua zi dimineața au și fost niște frați care m-au întrebat dacă seara am fost în mall, observaseră sau auziseră anunțul. Pe altul l-am pierdut într-un parc, doar pentru câteva minute și am simțit că fac infarct. Când am văzut că nu-l găsesc, când am văzut că și am încercat să-mi imaginez ce este în sufletul celor care își pierd copiii sau văd cum se răcesc din punct de vedere spiritual. Observați felul în care această mamă se luptă, observați graba, spune, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu. Soțul reacționează cum reacționează, dar, dragii mei, când e vorba de viața spirituală a copiilor noștri, e grabă. Când e vorba de viața spirituală și de viitorul lor veșnic, e grabă, e urgență și e nevoie de perseverență. Oare de ce s-au rărit atât de mult rândurile la noaptea de veghe de vinerea? De ce tragerea noastră înspre rugăciune a scăzut atât de mult? Iertați-mi patosul, dragii mei, dar e vorba de viitorul veșnic al copiilor noștri. Apoi a pus șaua pe măgăriță și a zis slujitorului său, mână și pleacă să nu oprești pe drum până când ți-o spune. Înțelegeți, dragii mei? Mână și pleacă, nu e timp de pierdut. E în joc viitorul copiilor noștri. Și apoi vedem cum s-a agățat de omul lui Dumnezeu. Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Nu voi renunța și nu mă dau bătută până când nu văd că Dumnezeu răspunde rugăciunii. Știți, mulți putem fi mâhniți din cauza stării copiilor sau eu știu ce se întâmplă cu tinerii, sau, dar puțini sunt cei care mijlocesc în rugăciune și agonizează, așa cum a făcut femeia aceasta. Nu mă las, mă lupt în rugăciune până când Domnul îi aduce la viață. Ajunge omul lui Dumnezeu. Și interesant, nici omul lui Dumnezeu nu face nimic ca special, nimic magic. L-a trimis pe Ghehazi cu toiagul, n-a funcționat. Tot ce face Elisei este ceea ce stă și la dispoziția noastră să facem, rugăciunea. Spune că a intrat în casă, a închis ușa și s-a rugat. S-a întins peste copil și s-a rugat. Și, dragii mei, singura modalitate să experimentăm minuni din partea lui Dumnezeu, atâta timp cât va mai lăsa Dumnezeu istoria, este rugăciunea. Rugăciunea este arma ce ne-a dat-o Dumnezeu. Da, ploaia vine și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu îi ajută la școală și pe copiii noștri și pe ai altora. Dar puterea învierii, nașterii din nou, minunea întoarcerii la Dumnezeu, este data, cred, a celor care disperați vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, ai milă, Doamne, îndură-te. Toate marile treziri spirituale așa au început. Duhul lui Dumnezeu a mișcat oamenii din vremea aceea și a stârnit viața de rugăciune. A aprins focul rugăciunii. Această femeie se distinge prin starea ei de mulțumire. Se distinge prin rugăciunea ei cu credință. Și mă rog Domnului să redescoperim harul pe care îl avem, să ne unim cu toții în rugăciune și să mijlocim pentru copiii noștri. Simțiți urgența? Simțiți presiunea care este în jur? Simțiți bătălia spirituală care se dă pentru sufletul lor? E viața veșnică în joc. Credință și perseverență în rugăciune. Și în final, Sunamita se distinge prin mărturia ei. Dacă întoarceți în capitolul 8, știm că Elisei spune femeii că urmează o altă încercare, copilul este adus la viață,
Urmează o altă încercare, 7 ani de foamete. Elisei a zis femeii pe al cărei fiul înviase, scoală-te, du-te și tu și casa ta și locuiește pentru o vreme unde vei putea, căci Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară și foametea a și început. Femeia s-a sculat și a făcut după cuvântul omului Dumnezeu. A plecat ea și casa ei și a locuit 7 ani în țara filistenilor. După 7 ani, femeia s-a întors din țara filistenilor și s-a dus să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Și acum atenție, să nu credeți că e doar o coincidență, doar o întâmplare. În timp ce femeia vine și vrea să se adreseze împăratului, împăratul stătea de vorbă cu Gehazi, slujitorul omului lui Dumnezeu, și zicea, iată ce cere împăratul, istorisește-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei. Și pe când istorisea împăratului cum înviase un mort, tocmai a venit femeia pe al cărei fiul înviase Elisei să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Gehazi i-a zis, împărate, domnul meu, iată femeia și iată fiul ei pe care l-a înviat Elisei. Împăratul a întrebat-o pe femeie și ea i-a istorisit faptul. Atunci când Dumnezeu răspunde rugăciunii, nu o face pentru binele meu, pentru binele familiei mele sau ca să ies eu în evidență, ci o face ca numele Lui să fie proslăvit. Amin. Și prin mărturia noastră și a răspunsurilor la rugăciune pe care ni le dă Dumnezeu, aceste mărturii peste ani să ajungă la împărați, să ajungă la vecinii noștri, să fie văzute de cei din jurul nostru și Dumnezeu să fie proslăvit. Ca alții, ca cei din jurul nostru să vadă că noi avem un Dumnezeu care are puterea să răspundă rugăciunii. Așadar, această mamă s-a distins prin atitudinea ei de mulțumire. Ești mulțumit? Ești mulțumită cu starea în care te-a așezat Domnul? Ești mulțumită cu soțul ce ți l-a dat Domnul? Cu copiii? Cu condiția socială, materială pe care o ai? Poți spune că, că dai mulțumire Domnului? Ești de asemenea omul care mijlocește pentru casa ta cu credință? Ești gata să crezi că Dumnezeul care a făcut minunea în viața Sunamitei este același Dumnezeu care este prezent astăzi aici și prin Duhul lui cel Sfânt locuiește în tine și ascultă rugăciunea? Haideți să rostim în încheiere cu toții versetul pe care l-am propus ca verset de aur. Prin credință, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Amin. Doamne, ascultă rugăciunea mamelor și a taților. Amin. Să încheiem cu ultimul verset din cântarea de la 569, versetul 3, ferice casa unde fii și fiice trăiesc purtați pe mâini de rugăciuni, iar voia ta în toate conduce. Ferice casa unde fii și fiice trăiesc purtați pe mâini de rugăciuni, iar voia ta în toate lui conduce. Le ești păstorul ce-i duci la pășuni. Dorința lor e-n toate să te asculte, smeriți, supuși și de credință plini. La tronul tău ei le aduc pe toate și apoi cu tine vor domni-n mări. Haideți să plecăm capetele. Doamne, stăm înaintea Ta, în primul rând, cu cei care suntem tați și soți. Și, Doamne, Te rugăm, dă-ne harul de a ne trăi frumos responsabilitatea și de a le da motive soțiilor noastre să fie mulțumite, de a fi acei preoți în casele noastre, acei oameni ai rugăciunii, care să ne înălțăm casele înspre Tine. Dă-ne inițiative spirituale.
Și, Doamne, te rugăm, binecuvintează-le pe mamele bisericii. Amin. Doamne, dă-le har să continue să se roage. Și te rugăm, în îndurarea ta, pleacă urechea. Nu pentru meritele noastre, ci pe baza meritelor Domnului Iisus, pleacă urechea la rugăciunile și lacrimile dânselor. Avem mulți fii care s-au răcit spiritual, care sunt insensibili, peste care s-a chemat numele Tău și care astăzi poate nici nu sunt aici sau nu au fost atenți. Doamne, Te rugăm, îndură-Te și adu-i la viață. Amin. Amin. Și dă-ne bucuria să vedem familiile întregite și mărturii frumoase în locul acesta, în felul în care ai lucrat. Fă-ți desăvârșit lucrarea în familiile noastre și în biserica noastră. Amin. 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 Fiți binecuvântați.